bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Într-un clip mai vechi vă spuneam că sunt un mare fan al second-hand-urilor, așa că am revenit cu câteva produse mai speciale pe care eu le-am găsit în second-hand-uri și pe care vi le voi prezenta. Este vorba de câteva articole de firmă pe care în mod normal nu mi le-aș fi permis, dar pe care le-am găsit în second-hand-uri la prețuri extrem, extrem de mici. Primul articol pe care vreau să vi-l prezint este o eșarfă de la Hermes! Doamne, deci cât am căutat o eșarfă din asta, de fiecare dată, când nu chiar de fiecare dată, dar foarte des când intram în second-hand-uri, mă uitam în coșul cu eșarfe în speranța că o să găsesc o astfel de eșarfă și într-un final am găsit-o. Cine caută, găsește. Este superbă, este din mătase. Aici jos scrie Hermes. Are și o pată mică pe capul unui căluț. Oare unde era aici? Aici e pata. Dar nu mă deranjează, că e frumoasă și așa. O ador, pur și simplu. Am purtat-o legată pe cap, am purtat-o legată la geanta, am purtat-o legată la gât, am purtat-o 11.000 de feluri și e eșarfa mea preferată. Sincer, n-aș da bani pe o eșarfă din asta, nici nu știu cât costă. O să mă uit pe net chiar, o să fac o chestie, o să pun prețurile aproximative, pentru că normal că n-am de unde să știu cât costă exact această eșarfă, cât ar fi costat cine știe de câți ani ei. Dar o să pun prețuri aproximative cât costă acum o eșarfă și cât am dat eu pe ea. Pe asta am dat, cred că 7 lei, așa ceva. Sau 14 lei pe acolo, nu mai țin. Eu am de câțiva ani bun, deci nu mai știu exact. Al doilea accesoriu pe care vreau să vi-l arăt stă într-o punguță din asta de protecție și este acest plic de la L'Enfant. Sincer vă spun că nu l-am prea purtat. Este din piele de șarpe. Știu că este piele de șarpe sau de reptilă, mă rog, cred că e șarpe sau așa ceva, pentru că se desprind acești solțișori și când e vorba de imitații nu se desprind solțișorii. A fost prima mea geantă de firmă, am cumpărat-o de la o prietenă care și ea la rândul ei o găsise într-un târg de vechituri și am fost super încântată de ea, super, super încântată de ea. N-am prea purtat-o pentru că nu prea am la ce s-o port, este destul de elegantă, cap și tare puține lucruri, dar mi-e drag de ea și sigur nu o să o vând niciodată. Am luat-o de la prietena mea cu vreo 30 de lei, cam așa ceva. Deci, super ieftină, dar super cute. L'Enfant Paris scrie aici înăuntru. Da. Primul articol de îmbrăcăminte pe care vreau să vi-l arăt este acest cardigan de la BCBG Max Azria, pe care l-am purtat de 11.000 de ori, deci pur și simplu la dor, l-am purtat de atât de multe ori. Și este tare drăgălaș, are un croi tare interesant aici la spate, dar stă foarte bine, îmi place tare, tare, tare mult. Era destul de scumpuț, cred că undeva pe la 40 de lei am dat pe el, deci n-a fost chiar ieftin, dar a meritat, pentru că unul din ăsta este în jur de 1000 de lei, din câte știu eu pe site-ul lor. O altă bluză pe care n-am prea purtat-o, din păcate, este aceasta de la Hermes. Este superbă, din mătase. Aici scrie Hermes. N-o prea port pentru că nu îmi place banda asta de roz. M-am gândit să o tai. Care îmi pare rău să strâng frumusețe de bluză, nu știu ce să fac. Păi ce zice, să o tai sau să nu tai? Merită să stric bluza sau nu? De obicei când îmi cumpăr haine din second hand-uri le fac foarte multe modificări. Dar când e vorba de haine de firmă, parcă nu mă lasă sufletul să le tai și să le stric. Mai am o gecuță de la Max Mara cu mânecă scurtă, care arată ca un halat de doctor, dar cu accesoriile potrivite, o curea în talie și o pălărie în cap, arată super fain, nu așa, duce un pic spre stilul acela de stilul safari. Mai am o rochiță neagră, drăguță, de la Diane von Fustenberg. N-am apucat să o port pentru că am luat-o în primăvară și cam groasă, este din lână. Foarte bine arată și asta, mi-e un pic mare.
Dar nu mă deranjează, îmi place cum vine pe mine. Cu siguranță la iarnă o să o port foarte mult. Mai am o pereche de blugi de la D&G. Deci am dat foarte puțin, cred că vreo 5 lei și pe rochia asta am dat la fel puțin de tot. Aștia nu sunt cine știe ce, destul de simple, am vrut să îi tai, să le fac ceva chestii, dar n-am apucat, i-am mai putat așa, îmi place foarte mult spatele. Buzunarele astea mari. Vreau să-i tai, poate vara asta apuc să-i tai și să-i să pară mai uzați. De aștia nu-mi pare rău, pentru că chiar am dat foarte puțin bani pe ei. Pe bluza Hermes am dat vreo 70 de lei. Bluza asta, de nu vine să o stric. Doamne, deci că lumina asta o să mă nebunească. Odată intră soarele, odată iese, zici că e la Balamuca, zici că e la discotecă. Odată luminată și mai înainte eram nașpa. O pereche de pantaloni scurs tare drăguței de la Armani Jeans. Îmi plac maxim și îi port iarna pentru că sunt foarte groși, nu-i pot purta vara. Îi port cu ciorap gros pe dedesubt și arată super fain și mi-arată picioarele așa subțirele. Ultimul articol pe care vreau să vi-l arăt, despre care am vorbit și în clipul intitulat Fashion Tag, este acest trench de la Burberry. Nu mi-a venit să cred când l-am găsit, am dat doar 7 lei pe el. În videoul respectiv vă și povestesc cum am reușit, o să las link în descriere. Și absolut superb, e superb, nu mi-a venit să cred, Deci de asta m-am bucurat cel mai mult, de asta și de eșarfa de la Hermes, dar asta a fost genial, nu mi-a venit să cred când l-am găsit, e superb! E un trench pe care cu siguranță nu mi l-aș permite și e într-o stare impecabilă, arată foarte bine, este dintr-un material atât de plăcut și chiar e genial, m-am bucurat enorm, enorm pentru el. Pare puțin uzat din cauza etichetei, dar în rest arată foarte bine și nasturi arată super ok, sunt cu calul acela lor. Da, e intact, e perfect. Mai am o grămadă de lucruri drăguțe găsite prin second hand-uri care nu sunt neapărat de firmă, cum este așa, și acest tricouaș de pe mine din IN, brodat, foarte frumos brodat, niște floricele. Dacă mai vreți să fac clipuri de genul ăsta, dați un like și atunci o să vă mai arăt poate și alte chestii care mie îmi plac foarte mult și pe care le-am găsit prin second hand-uri. E una, sincer, chiar îmi place să mă uit la clipuri de genul, chiar dacă nu știu că nu mai găsesc articolele respective. Nu știu, îmi place să mă uit la clipuri cu produse din second hand. Vreau să vă încurajez să mergeți în second hand-uri, să vă faceți timp, să căutați lucruri, pentru că găsiți chestii extraordinare, găsiți lucruri vintage dacă sunteți pe stilul mai vechi, dar găsiți și lucruri moderne care par foarte actuale, găsiți chiar și piese în tendințe, adică se poartă mommy jeans, îi găsiți cu siguranță în second hand, se poartă blugi cu talia înaltă, îi găsiți cu siguranță în second hand. Deci vă puteți crea lucruri foarte actuale cu haine cumpărate la bani de nimic din second hand-uri. Dacă mergeți pe vintage, astea sunt un pic mai scumpe. Eu una, cum spuneam, nu sunt adepta vintage-ului, pentru că stilul meu nu este unul vintage, nu este unul retro sau așa. Dar dacă nu, dacă vreți doar produse ieftine și de calitate, cu siguranță găsiți o grămadă și la prețuri mega, mega, mega bune. Îmi doresc să premiez și în această lună membrii activi ai comunității mele de pe YouTube. Așadar, dacă ești abonată la canalul meu și lași un comentariu la oricare clip postat în luna iunie, poți să câștigi un set de lingerie intimă de la Calvin Klein. Eu una sunt un mare fan al lingeriei Calvin Klein, mă rog, tot ce înseamnă Calvin Klein, ador și bustiere de sport și tricou și maieuri și absolut orice. O calitate foarte bună. De aceea m-am gândit că ar fi un premiu drăguț, mai ales că prețurile sunt destul de piperate și nu toată lumea ar da atâția bani pe o lingerie. Concursul sau, mă rog, premiul îl voi acorda la sfârșitul lunii, adică la începutul lunii iulie. Pe la începutul lunii iulie voi face extragerea, va fi live.
pe Instagram, așadar să mă urmăriți și pe Instagram pentru a vedea extragerea. Câștigătorul voi anunța și în primul clip din iulie, deci dacă nu aveți Instagram nu e nicio problemă. Și cam atât. Câștigătorul serului de față și a rimelului de la Lancome este Adnana Enache. Adnana a și văzut extragerea pe Instagram, așadar m-a contactat deja și am și trimis pachetul. Trebuie să ajungă în curând la ea. Probabil pe când o să postez eu clipul o să fie și ajuns pachetul. Așadar, felicitări Adnana și mă bucur enorm că mă urmărești și că mi-ai comentat la clipuri. Vă mulțumesc și vouă că mă urmăriți, vă mulțumesc că îmi lăsați comentarii drăguțe și că mă susțineți și că mă încurajați, vă mulțumesc din suflet și ne vedem în curând la un nou clip. Pupici!